Salut, sunt Horia și astăzi vom vorbi despre mine și de ce m-am hotărât să fac acest studio imobiliar. În primul rând, legătura mea cu domeniul imobiliar a luat naștere în 2015, când am înființat Autex Imobiliare. De ce am înființat Autex Imobiliare? Deoarece mi s-a părut oportun pentru piața pe care activez și mai precis București, și sunt specializat pe zona de Măgurele, care este lângă București. Mi s-a părut oportun odată cu dezvoltarea imobiliară a acestei zone și a lipsei unui serviciu de calitate în acest domeniu pe această piață locală. Deci m-am apucat în 2015 de imobiliare. A fost mai greu la început, până am căpătat experiență. Ca să încep, mi s-a părut oportun de a avea o specializare, un curs. Și de aceea m-am înscris la Asociația Brokerilor Imobiliari, la ABI, unde am urmat un curs care este atestat de către autoritatea ANC, se numea atunci Autoritatea Națională de Certificare, ceva de genul acesta. Și astfel am obținut o certificare legală de a practica meseria de broker sau agent imobiliar. De atunci până în prezent m-am axat pe a deservi o anumită zonă, mai precis m-am specializat pe orașul Măgurele și, bineînțeles, nu am lăsat la o parte oportunitățile ce au venit dinspre București. După ce am absolvit acest curs și am început practic activitatea, am cooptat lângă mine un prieten, pe Silviu Iordache, care era și vecin, și împreună am demarat această agenție. La început, v-am spus, a fost mai greu până ne-am creat un nume pe piață, după care ușor au venit și tranzacțiile, prima casă, primul teren, primul apartament, după care au început să vină. Din păcate, și este o specificitate a acestui domeniu, nu există o coerență, sau nu am reușit noi să găsim o coerență și o constantă a fluxului de tranzacții făcute lunar, astfel încât să-ți asigure un venit constant lunar pe care să te poți baza. Tocmai de aceea am decis ca în anul 2018, în toamnă, să mă alătur cele mai mari companii de real estate rezidențial din lume, și anume Remax. Și am ales Remax Freedom Group din două motive, datorită faptului că era cea mai apropiată agenție cu sediu față de unde locuiesc eu, în Măgurele, și datorită lui Octavian Bădescu, care este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români, și datorită faptului că el a înființat și a vândut mai târziu la EMAG semn de curier. Împreună cu acesta suntem acum de câteva luni. Am învățat foarte multe lucruri noi și am și realizat să fac câteva tranzacții pe care mi era greu să le fac de unul singur. Ok, cam suntem acum în prezent, activitatea este ok, este la începutul anului 2019
și toate lucrurile par să meargă foarte bine și privim cu foarte mare încredere anul 2019 și anii ce vor urma din punctul acesta de vedere al dezvoltării pieței imobiliare. În ceea ce privește studioul imobiliar, am considerat necesar să fac această scurtă serie de clipuri video pentru a vă arăta exact la firul ierbii ceea ce înseamnă să fii agent imobiliar și a vă da exemple reale și concrete din activitatea de zi cu zi. De asemenea, al doilea motiv a fost o anumită lipsă de încredere a oamenilor în agenții imobiliari și de cele mai multe ori această neîncredere a clienților, a populației este reliefată de faptul că agenții imobiliari ce se află în piață au o slabă pregătire teoretică și practică, iar serviciile acestora lasă foarte mult de dorit și de aceea îmi doresc să-mi aduc puțin aportul pentru a crește acest nivel al serviciilor pe piața imobiliară din România. Ok, vă mulțumesc, ne vedem mâine, o seară plăcută, mai bine, pa, pa!